Adevărul despre eliminarea lui Camara de la Survivor România. Ce complot l-a trimis acasă? A trebuit să-l joace. Eliminarea lui Camara de la Survivor România a surprins destul de multă lume, cu toate că artistul care a făcut parte din tabăra faimoșilor avea imaginea băiatului rău din competiție. Adevărul despre eliminarea lui Camara de la Survivor România. Gabriela Nastas spune cărțile pe masă. Mulți credeau că muzicianul va ajunge departe în concurs, fiind emoționați de motivul pentru care acesta a luptat în jungla din dominicană. Băiețelul său, Leon, care suferă de o afecțiune destul de complicată. Camara a acceptat provocarea de a face parte din show ul de la Proteve pentru a strânge bani pentru fiul său. Leon, diagnosticat cu tetrapareză spastică contactată de fanatic pentru a spune de ce crede că iubitul ei a fost eliminat de telespectatori de la Survivor România, Gabriela Nastas și-a exprimat mai sincer ca niciodată propria viziune. În opinia cântăreței din Republica Moldova, faimosul a fost perceput greșit de opinia publică, iar la asta ar fi contribuit și producătorii prin materialele video care au fost prezentate în cadrul episoadelor de până acum. Camara a avut un personaj pe care a trebuit să-l joace. Camara a avut un personaj pe care a trebuit să-l joace. A avut și el niște strategii, dar eu zic să delimităm personajul de la Survivor cu ce se întâmplă în viața reală. A fost reacția Gabrielei Nastas, în exclusivitate pentru Fanatic. Gabriela a spus că a fost destul de supărată pe oamenii care au spus că artistul s-a folosit de situația băiețelului său pentru a merge mai departe și susține că nu înțelege răutățile celor care au început să-l atace din acest motiv eu nu cred că nu a fost susținut. A avut și susținători. Lumea are impresia că el nu mai are ce să facă cu banii și mulți l-au blamat pentru asta, pentru situația lui Leon. Eu spun că e de apreciat lupta sa pentru copil. Știi cum e, atunci când semnezi un contract, îți asum cumva că poți să fii pe micul ecran personajul negativ. Plus că din toate orele de filmare nu se poate da pe post absolut totul. El a fost și fizic într-o situație complicată în ultima vreme. Se vedea că nu mai are resurse. Când va veni în țară, o să aibă ocazia să dea niște explicații. Toți concurenții care au ieșit l-au descris ca fiind un om extrem de sufletist. A fost pata aia de culoare care îi mai făcea pe ceilalți să râdă. Inclusiv doc, cu care s-a certat, a avut cuvinte frumoase la adresa lui. S-a creat sau s-a vrut un personaj negativ, însă, cum am mai spus, îți asum și asta atunci când semnezi un contract de televiziune, a mai dezvăluit Gabriela Nastas despre eliminarea lui Camara de la Survivor România pentru Fanatic. Gabriela ne-a mai zis că a vorbit ieri. 12 aprilie 2023, imediat după eliminare, cu el la telefon. Camara i-a spus iubitei sale că e bucuros de tot ce a reușit să facă în concurs. L-a simțit destul de fericit, mândru, entuziasmat de tot ce a trăit în Dominicană.